Pasagerii unei aeronave Ryanair au avut unul dintre cele mai neobișnuite zboruri de până acum din România. Avionul cu care plecaseră din Italia ar fi trebuit să ajungă aseară pe Otopeni, însă pentru că pista tocmai era curățată de zăpadă, pilotul a aterizat pe aeroportul Băneasa la doar 10 km departare. Nu le-a permis însă călătorilor să coboare, iar aceștia au așteptat 2 ore alimentarea avionului și degivrarea, după care au decolat din nou spre Otopeni. Au ajuns așadar la destinație cu aproape 3 ore întârziere. Aeronava companiei Ryanair și-a luat zborul din Treviso, Italia, și trebuia să aterizeze pe aeroportul din Otopeni la ora 18:30. Pentru că pista trebuia curățată de zăpadă, pilotul a cerut permisiune să aterizeze pe aeroportul de rezervă din Băneasa. La ora 19:04, compania a luat decizia de a nu debarca pasagerii. Timp de aproape 2 ore, oamenii au rămas în avion pentru ca aeronava să fie alimentată. La 20:52, avionul a pornit spre Otopeni, aeroport aflat la doar câțiva kilometri distanță. Deși distanța dintre aeroportul Băneasa și Otopeni poate fi parcursă în cel mult 15 minute cu mașina, aeronava Ryanair a zburat aproximativ 21 de minute. De altfel, acesta este și primul zbor cu pasageri între cele două aeroporturi. Faptul că avionul nu mai avea combustibil destul pentru a rămâne în aer este confirmat și de discuția dintre pilot și turnul de control. Just to know about the situation of the runway. How is it? Now removal in progress. The runway will be vacated. For now, the runway is covered with wet snow. Okay, thank you very much. It's possible to expedite at maximum the removal operation, please. We're doing our best. Thank you very much, because we don't have so much fuel. I mean, that much. Anyway, we able to land. Deocamdată, compania aeriană nu a oferit lămuriri, iar compania națională Aeroportului București a precizat că aeroportul din Băneasa era pregătit pentru debarcarea pasagerilor în condiții de siguranță. Decizia ca pasagerii să rămână la bord a fost luată de către compania aeriană, comandantul și-a anunțat superiorii, iar decizia a fost ca pasagerii să rămână la bord și să ajungă la destinația lor inițială, respectiv aeroportul Aricoanda din Otopeni. Bineînțeles că a trebuit ca aeronava să fie alimentată, degivrată. Cursa cu escală în imediata vecinătate a ajuns din nou pe aeroportul Otopeni cu întârziere de aproape 3 ore.